Bună ziua tuturor, bine ați venit dragilor la o nouă etalare. Voi face oroscopul pentru săptămâna care urmează, Zodia Scorpion, ascendentă Zodia Scorpion. Dar înainte de toate vreau să vă reamintesc că, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Doresc să purific un pic energiile, deci dacă știți că vă deranjează campana tibetană, sunetul său, vă recomand să dați volumul mai încet. Haideți să începem. Simt pe cineva dintre voi care este foarte dezamăgit. Există cineva care a avut-o, chiar a și plâns. Are un moment mai delicat. Da, deci văd o tristețe, o dezamăgire, o rană. Zodia Scorpion, dragii mei prieteni, dacă nu v-ați înscris la canal, vă recomand să o faceți apăsând pe clopoțel. Veți primi notificări cu ceea ce voi mițica și e cineva acolo care chiar are amețeli sau se simte mai slăbit, să spunem așa. Poate unii dintre voi chiar suferă de atac de panică. Cereți confort îngerilor să vă ajute să treceți prin acest moment. Să nu credeți sau să vă gândiți că sunteți singuri, că nu sunteți, dar cereți ajutorul pentru că altfel îngerii nu vor interveni. Există legea liberului arbitru. Ei nu au voie să intervină până nu veți cere ajutorul. Rugați-vă! Uitați aici ce a ieșit. Există aici o persoană care vă e alături și cred că vă gândiți la un tată sau la un bunic. Există o parte masculină, o persoană de sex masculin care vă e alături acolo de unde e, dacă nu mai e prezent în viață, dar el este prezent prin această energie subtilă. Veți fi conectat la această persoană. Poate chiar și o simțiți sau poate ați pierdut-o de curând. Vă rugați foarte mult, o chemați, vă e dor de această persoană. Să știți că e nevoie să vă ascultați intuiția, pentru că văd că primiți mesaje și eu chiar am primit un mesaj din partea acestui bărbat pentru acea persoană care nu reușește să treacă peste o pierdere, peste o suferință în ce privește această persoană. Vă transmite să vă liniștiți, pentru că ea vă e alături. Vă e alături, nu mai este prezentă, dar ea vă e alături. Este prezentă, chiar dacă nu e fizic. Vă e alături și vă stă alături această persoană. Și poate chiar și simțiți uneori și aveți intuiția sau primiți semne. Chiar sunt curioasă. Și pentru alții, văd că sunteți dezamăgiți în ce privește. Poate ați avut o dezamăgire din familia de origine, din partea fraților sau în ce privește familia de origine, acolo v-a produs o dezamăgire și poate nu vă simțiți prea bine pentru că v-a dat peste cap și vi se spune să începeți să scrieți acum sau trebuie să mergeți la un profesionist să rezolvați anumite documente legale. Și să creați, să exprimați. Dacă nu reușiți să spuneți, pentru că văd gâtul aici, nu reușiți să spuneți anumite cuvinte sau nu doriți sau nu vreți, puneți pe o hârtie, pentru că în acest mod veți da afară acele emoții și vă vor aduce ușurare, vă va aduce. Încercați să scrieți, după aia ardeți hârtia, ok, dar măcar scrieți dacă nu
nu aveți cu cine să vorbiți sau nu doriți să spuneți altor persoane din diferite motive, scrieți, scrieți și vă veți exprima, va ieși din... Și nu numai, văd că veți fi chiar inspirați să creați prin acest lucru. Poate unii dintre voi scrieți poezii sau prin aceste momente dificile poate vă oferi inspirație. Sau unii dintre voi sunteți conectați cu spiritualitatea, mergeți la un preot, la un călugăr, o persoană mai în vârstă, poate scrieți acatiste. Unii dintre voi vă văd foarte emotivi, vă văd foarte supărați sau emotivi în fața unui călugăr sau unui preot. Poate trebuie să mergeți la un profesionist să rezolvați anumite documente legale. Haideți să vedem, dragii mei scorpioni. Am să cer tarotului să-mi spună mai multe ce se va întâmpla în următoarea săptămână pentru voi, dragii mei. Zodia Săgetător, ascendent în Zodia Săgetător, ok. Ați primit un mesaj care v-a emoționat sau v-a pus pe gânduri. Dar v-a produs emoții. Dar văd numai atât. Văd că veți primi chiar și mesaje de iubire sau vă va suna cineva, vă va căuta mail-uri, convorbiri care vă vor emoționa, să spunem așa, sau ați primit un mesaj care v-a emoționat. Cineva va veni către dumneavoastră sau vă va trimite un mesaj să vă transmită sentimentele sale pentru dumneavoastră. Sau veți fi invitat la un eveniment social și veți găsi o persoană gentilă și iubitoare. Poate veți face un drum la drum. Vei fi foarte creativ, dar și timid și sensibil în același timp. Foarte emoționat, cum v-am spus mai devreme. Șaptele de spade. Văd că există acolo confuzie. Veți afla un adevăr. Vă veți da seama că o persoană din jurul noastră nu este tocmai sinceră și onestă cum v-ați gândit. Cineva poate vă emoționa pentru că încearcă să vă fure ceva sau să vă facă o nedreptate, să vă manipuleze, să vă... Nu știu, dar văd aici că veți descoperi sau ați descoperit și sunteți deja... Ați luat ca atare această veste. Deja știți, sunteți siguri de acest lucru. Da. Cred că aveți timp să stați un pic mai mult singur, pentru că, cum spuneam, v-a dezamăgit acest lucru. Optul de bețe îmi spune că vei primi foarte multe mesaje, comunicări. Deci, dacă ești într-o relație, există aici o persoană care te vrea, îi place de tine, îți transmite acest lucru, dar în același timp fuge de anumite responsabilități. Văd că vei primi mesaje, vei comunica cu această persoană din nou în următoarea săptămână. Văd că vei primi foarte multe convorbiri, comunicări vor fi, vei face foarte multe drumuri. Optul de bețe îmi spune poate chiar să faci o călătorie sau chiar o călătorie chiar și peste o tară, dacă poate nu numai, chiar și drumuri mai lungi. Optul de bețe îmi spune că lucrurile se vor mișca pentru tine, vei fi foarte ocupat, va trebui să menții ritmul acestor schimbări care vor veni pentru tine. 20. Trebuie să analizezi un trecut în ce privește familia ta de origine sau vei afla o veste, ți se va aduce o veste sau vei lua ceva la cunoștință că și îți vei da seama de un adevăr cum merg situațiile, lucrurile în jurul tău și vei rămâne un pic pe gânduri și va trebui să iei o decizie, să analizezi trecutul, să contemplezi trecutul, prezentul și să iei o decizie pentru viitorul tău, o renaștere pentru a schimba viitorul. De ce s-a stins lumânarea? De ce s-a stins lumânarea? Ești fără speranță sau ți-ai pierdut speranța? S-a stins lumânarea, nu vrea să se aprindă. Dar de ce? Da, te rog eu frumos. Da, ești dezamăgit, te-a dezamăgit cineva. Poate nu te așteptai, te-ai simțit trădat. Ai grijă la o persoană din jurul tău care îți ascunde ceva sau încearcă să te fure, să te păcălească cu ceva, funge de anumite responsabilități.
Dar a judecat aici îmi spune că ai protecția divină. Da, ai protecție divină și va trebui să iei o decizie pentru a-ți schimba viitorul de azi înainte. Și va trebui să găsești o soluție rapidă, să spunem așa. Trebuie să te faci, să încerci să nu te lași condus sau distrat de alte persoane. Trebuie să faci ceea ce simți sau ceea ce gândești tu că e mai bun pentru tine. Forța interioară, trebuie să dai dovadă de forță pentru a duce la stabilitate. Vei primi, va trebui să lupți și să ai curaj în următoarea săptămână, pentru că vor fi sfide și provocări, dar să-ți folosești intuiția, vei fi foarte intuitivă și îți vei da seama de puterea ta și de forța ta și vei lua deciziile în mâinile tale. Două idei monede. Văd că te vei ocupa de două lucruri, două priorități. Poate vor intra bani, vor fi ieșiri de bani. Aici ți se cere să faci un echilibru pentru că există o instabilitate și ți se cere să faci un echilibru în viața ta. Sau te vei ocupa de două lucruri deodată și poate va fi un pic de dezechilibru și așa că ai nevoie de mai multă lejeritate, așa că să încerci să faci în modul ca munca ta să fie cât mai ușoară, pentru că va duce la succes, da? Și cred că trebuie să dai dovadă de forță, curaj în următoarea săptămână și cred că vei fi pus la probă și la încercări. Trei de bețe. Văd că vei acționa, vei pleca într-o călătorie, te gândești deja la viitor, la următorii pași care dorești să-i faci în viitorul apropiat și vei face drumuri în sâmbăta viitoare. Poate vei decide să mergi mai departe așa în această situație care te-a dus la succes sau să schimbi strada, să spunem așa. Vei fi chiar dispus să călătorești săptămâna viitoare. Haideți să facem o clarificare. Deci vei afla ceva care te va pune pe gânduri, cum v-am spus la început, și va trebui să dai forță, dai dovadă de curaj și de forță interioară. Poate... Vei fi pus chiar și la încercare și poate vei fi mai impulsiv. Ai grijă să nu pui pai pe foc pe cine. Ce vei auzi sau ce se va întâmpla te va supăra un pic. Da? Și va duce la instabilități. Și trebuie să aduci un echilibru între două persoane, două situații. Haideți să vedem. Să clarificăm. Ah, da, aici văd că aceste mesaje care emotive care le-ați primit din partea unei persoane care e cu două fețe. Da, cum am spus la început că cineva vă place, dar fuge de responsabilități. Adică e cu două fețe această persoană. Sau sunt anumite conflicte în sentimentele dumneavoastră. E ca și cum vă bucură, dar nici nu vă satisface pe deplin, să spunem așa. Și poate creați dramă unde nu este necesar. Văd șaptele de spade, o trădare, o înșelăciune sau o manipulare. Sau vă autosabotați dumneavoastră să vă așteptați la anumite schimbări. Că văd că vă veți elibera de o situație... de acea persoană, văd o transformare pentru voi, noi începuturi. Oricum, această persoană sau vă autosabotați, nu mai aveți încredere, dar vi se spune că există o nouă transformare, o nouă începuturi pentru voi, o creștere, o evoluție importantă pentru voi, să știți. Noi începuturi care vă duce la o creștere personală importantă. Comunicări foarte multe, adică veți auzi bârfe din partea altor persoane, vor veni multe către dumneavoastră și veți auzi bârfe, vă vor spune oameni din jur sau veți fi chemați și vă va spune anumite bârfe, da? Poate vă veți da seama că anumite persoane interferează în relație sau la locul de muncă, interferează, se bagă intrigă. Aveți grijă că secretele dumneavoastră nu sunt în siguranță, aveți grijă ce spuneți că nu sunt în siguranță. Și da, veți fi foarte gânditori și veți trece următoarea săptămână printr-o emoții, printr-o călătorie emotivă, să spunem așa, da?
Și aici vi se spune că aveți nevoie de balanță, să aveți grijă să puneți în balanță emoțiile noastre sau acea stare, să nu fiți impulsivi, aveți grijă să nu puneți paie pe foc cum vă comportați, da? Și să puneți în balanță forța noastră interioară sau deciziile care doriți să le faceți, să considerați pro și contra, pentru că văd că aveți nevoie de stabilitate și e nevoie să fiți echilibrați în deciziile voastre. Doi de monede, văd că veți fi foarte determinați, liberi, să acționați în ce privesc prioritățile voastre, dar aveți grijă la instabilități. Și în 3 de bețe îmi spune că veți auzi anumite secrete de la drum sau pentru un drum sau cineva își va ascunde intențiile sale reale sau vă ascundeți sentimentele, să spunem așa. Veți avea o mască, nu veți arăta dușmanilor sau adversarilor ceea ce simțiți. E ca și cum nu le veți face pe plac sau nu le veți dori să le dați satisfacție. Și poate veți auzi de la drum anumite minciuni sau decepții la drum, să spunem așa. Haideți să vedem ce dorești să vă transmită îngerii pentru voi, Zodia Scorpion, pentru această situație în care vă aflați. Spune fidelitate, să fii fidel ție însuți sau în persoane iubite sau într-o colaborare, să te eliberezi împreună, să vă eliberați împreună de anumite constrângeri, de adversari, de dușmani ascunși, de bârfe, de interferențe din afară și ți se spune să te protejezi mai mult, să protejezi mai mult esența sufletului tău și să-ți folosești inteligența, să fii inteligent înaintea altora. Dragii mei, vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dacă doriți să-mi dați un like, care înseamnă foarte mult pentru mine și eu vă aștept la următoarele etalări. V-am pupat, Doamne ajută, sănătate, numai bine, la revedere, aveți grijă de voi!